În această zi importantă la concertul de adio al Școlii de Arte din Basarabeasca, tinerii plasticieni, muzicieni și dansatori au fost însoțiți și încurajați de părinți, rude și prieteni. Cei mai buni elevi au fost remarcați cu diplome de onoare. Potrivit micuților, succesul presupune o muncă enormă. Este greu sau nu să înveți la școala de arte? Aceasta depinde doar de talentul și munca elevilor, dar toți întâmpină dificultăți la solfegiu. Am început ușor, însă mi-a fost puțin greluț să încep să mă deprind cu clapele pianului sau cu diferite momente a învățăturii cu pianul.